Salutare, bine ați venit la Terra România, Alex aici cu un nou clip de World of Warcraft. A trecut câteva zile de când n-am mai postat nimic, eu în schimb am jucat World of Warcraft. După cum vedeți, bine, nu am puse sochete, dar am full T9, bine, cel luat pe embleme și asta e cu Ashen Verdict Reputation, care faci, care o faci în Ice Crown. Trinketul ăla pe embleme, ăsta pe onoare. Arma e din Pit of Sauron. Mă duc până în mi-am luat și Fly, fiindcă îmi trebuia 5K și vedem, pot intra în Winter. E full. Cred că mă teleportează. Hai să văd dacă mă teleportează. Da, mă teleportează afară. Am făcut și un Wintergrass. Chiar a fost foarte ok. Ce? E ceva player aici? Hai că mai e unul. A, da, chiar am cu și ceva băgâuri. Uite că am dat achievement-ul pentru 500 de kill-uri. Mai e unul. Hai să ne teleportăm în Dalaran. Și poate facem un dungeon. Deci pot spune că am jucat chiar destul de mult. Am făcut și VOA, cred că pe 25 și pe 10, dar doar Frost, nu știu de ce, cu globalul doar Frost mulți îl fac. Și am și ceva gear de tank deja. Uitați că vă arăt acum. Deci în bagajul ăsta am astea sunt luate de prin dungeon-uri. Dai un pic să... Ica că 10... Și am început să-mi crez și un Hunter la hoardă. Nu mă gândeam că o să joc așa mult World of Warcraft, cel puțin v-am zis, n-am mai jucat de foarte mult timp. Și cât durează până apară. Am pus un Frozen Orb la Action House și probabil a fost cumpărat. Vreau să strâng acum bani să-mi pot vedem, accept, mă teleportează. Probabil a renunțat cineva. Se încarcă destul de greu. Ok. Bine că am putut intra. Questurile le-am făcut deja. Fiindcă ai questuri pe care le poți face, cred că sunt daily, nu știu dacă sunt daily. Ideea că dă foarte mult și onoare și gold și Stone Keep Shard. Deci, destul de avantajos. Că eu pe partea asta la altă. Mă tentează să fac
Și gear PvP. Eu sunt un jucător de PC de PvE, dar mă pricep un pic și la PvP. Nu foarte mult. Oh, hai că mergem în partea asta, m-am învârtat iure pe aici. Cred că o să câștige alianța. Adică am văzut unul. Cred că e unul de la hordă aici, să ne dăm un pic mai în spate, fiindcă destul de mulți. M-aș da pe aici, pe undeva jos, dar mă gândesc că... Oh, hai că mergem pe aici. Stați un pic. Ce mulți sunt, uite, hai că unul a ieșit. Hai că să nu mor. Oricum am murit. Muri chiar aiurea dacă stau și mă gândesc. Puteți să-mi dau heal măcar. Trebuie să ce achievement mai am. Deci, ideea e că am făcut ceva, cel puțin uitați la dungeon. Pe heroic am făcut... Deci am făcut chiar... Chiar foarte multe dungeon-uri, aproape pe toate, cred că. Deși unele nu le-am terminat, nu știu de ce, evitau unii boss. Probabil se termină dungeon-ul mai repede. N-am înțeles de ce, dar... Na. Am intrat și într-o altă ghildă, autentic românesc. Habar n-am ce fel de ghildă e, cred că e PvE, fiindcă... Se dăm la asta. Stai un pic să văd dacă pot să... nu. Da. S-ar putea să câștige hoarda. E posibil. Dacă vreți să fac leveling și pe... uite-l pe unul. O să fac și pe caracterul de la hoardă. E un hunter. Trebuie să merg aici. Erau prea mulți. Care am făcut un kill. Bine că aici se pune că... zilele astea o să mă uit la un guide și vreau să-mi fac ceva macro-uri. Nu, 1800. Stai bine. Poate să fac și IQ normal. Cred că dacă ai 5K GS, cred că poți face. Uite asta. Așa, i-am dat noi ultimata. Da, s-ar putea să câștige horda.
Am băgat asta, să ne punem și asta. Așa e când... Cred că s-ar putea să câștige horda. Deși în ultimele zile cam a dominat alianța. Trebuie să văd ceva player versus player. Aș primi și la 1000. The Western Tower has been destroyed. Hai să atacăm pe asta. Deci aici nu e ca în BG să zici că poți domina sau ceva. Să ne punem buff-urile, fiindcă nu mi le-am pus. Vreau să string și de asta, fiindcă poți cumpăra niște iteme ce le poți transfera. What the fuck? Ah, erau doi. Nu știam de ce m-a scăzut. How? Mai era un rug. World events, professions, general. Să ne dăm astea. Woolly mammoths, get the chopper. A, n-am nici măcar ăsta. Aș putea să mai iau încă... E când data se termine în 7 minute. Bă, uite, avem 12 vehicule. Posibil să câștige iarăși alianța. Ah, fucking, am irosit. Nu ne putem urca, nu ne putem urca. Ah, și mi-a căzut și mount-ul ăsta în Calling of Strathholm. Cam sta acolo un player. Asta, deja are mult HP. Asta nu are. Hai să vedem dacă îl putem bate. Mă îndoiesc, dar încercăm. Pe aici undeva era. A fugit. Bagă imun. E să-mi dau un heal, oricum mor, asta e clar. Ah, că n-am murit. Bă, ce noroc am avut. Să-mi fac mana. Trebuie să mănânc, de fapt, că
Atât a fost norocul meu. Se termină în 5 minute. Adică e bine că dacă o să câștigăm. Ce mulți sunt la hordă. Stai un pic să văd. Deja sunt prea mulți aici. Mergem acolo sus, uite, ei au... Nu știu dacă o să câștige. Uite, un warlock aici. A murit. Așa e cum te... Nu știu de ce fac asta uneori. Dar știu că am gear PvE și o să-mi iau pe cocoșă. Adică foarte rapid. Să merg sus ca să protejez aici, că văd că toți playerii sunt în partea asta. Oare Shadowmourne? Oh, vreau să schimb asta fiindcă e mail, asta fiindcă e slab iarăși, asta că e cu agility, deși agility îți dă armură. Nu cred că l-am prins noi. Uite, încă unul. Uite, încă unul aici. Mai e vreo unul? Era un șaman. A fost. Te când a deja chestia aia. Trebuie să mă urc pe... Să merg în partea asta. Fiindcă ăla mă ataca. Și să-mi dau un heal, fiindcă... Să mergem noi pe aici. Asta e mort. Bă, deci cum v-am zis, cam domină. Acum nu știu dacă e... dacă e alianța mai tare sau că... Deci n-am apucat măcar. Teoretic, dacă ai destul holy power, îl dai instant. Dar nici n-a pus că mor așa de repede ăștia. Să intrăm peste ei. For the Alliance! Și gândiți-vă că sunt... sunt jucător de hoardă de obicei. Mai mult am jucat hoarda de-a lungul timpului. Vedem, nu-i nimeni pe aici? Nu e nimeni. Să ne întoarcem înapoi. Acolo, pe aici. Adică am făcut aproape 20k. Bine că aveam 15, deci 5k.
Oricum se termină în 7 secunde. Să ne punem aura asta care ne face să alergăm un pic mai repede. Alliance. Uite aici. Se ne pare că în bulacă, dacă nu, o să murim. Și știu că nu e ok. Mi-a dat mai mult? Da, 26.000 și 6 de astea. Să ne întoarcem un pic înapoi. Vreau să văd ceva. Să dăm un join. Dacă vreau să fac una dintre astea, Hall of Reflection sau Pit of Sauron sau... Uite că avem healer, asta contează. Încă nu au apărut questurile. Cred că mâine sau cred că 24 de ore să... Că vreau să iau... asta și să dau pe Hunter, să-i trimit pe Hunter. Cineva își face reputație. Da, fiindcă poți da pe Wintergrass. Să văd ceva. Sons of... Oh dear. Că trebuie să așteptăm pentru 2, culmea, uite, pentru 2 după să... Oare să fac și un băgă? Mă gândesc. Asta a fost un pic distrus, dar... Adică că, vezi, cam 5,5 cer ăștia pentru că... Da, cred că o să ajung în... Sunt câteva iteme care au chiar... Au găsit foarte scăzut. Că vreau să ajung aici. Să fac un pic de farming cu... Eternal Fire, cred că se cheamă. Se vinde foarte bine. Hai că dacă nu intrăm în câteva minute, formez un pic și termin și clipul. Ia să o luăm noi pe... Cred că am luat aiurea? Da. În partea asta trebuie să o iau. Dar sigur sunt mulți playeri, mereu sunt playeri aici și fac același lucru. Vedeți? Uite unul aici. Da, n-am avut noroc. Motherfucker. Îl mand dacă îmi trebuie de pe... vedem, putem lua amândoi? Nu cred. Ideea e că dacă strângeți 10, o să vă arăt.
și le puneți la Action House, cred că se dau cu 60 de gol bucata. Deci în câteva ore puteți face chiar destul de ok. Uitați că nu. Măgar, eu l-am omorât și l-a venit și a luat numai. Ah, fucking hell, stai să ne fac, să-mi fac mana că... Cum îl chema pe ăla care... Gen... Da, uite, le-a luat pe toate. N-am apucat să iau nimica. Bă, dar nu prind unul? Tu fă-n gură de... Motherfucker. Ah, fucking hell. Oricum nu mai are mana. Ah, fucking hell. Am băgat și cadourile. Și tot nu l-am omorât pe nenorocitul ăla. Dar nu că mă duc să-l... Ah, trebuie să-l omor. Și închei și clipul. Culme. What the... De ce nu mă... Hai, poate fac un Pit of Sauron. Poate îl văd pe ăla. Dai un pic. Așa, bă, fiindcă nici nu aveam căcaturile astea. Bine, ca să nu-i o scuză, a fost mai bun. Îmi pare rău. Unde este? Se teme de paladinul ăsta cu Shadow Moth. Mă gândesc. Ce mai este un Hunter. Poate se face... Uite, încă mai trebuie un DPS. Uite-l acum. Hai că-l prind. Nu, că-a zburat. Bă, dar ce am murit atunci la limită? Câte am? 4. Hai că măcar unul să fac. Vă trebuie 10.
pentru... Are aici player asta? N-a căzut nimic. Acum sunt numai de la hordă. Uite aici unul. Ah, fucking hell. Nu cred că am făcut nimica. Bine, ați înțeles ideea. Ideea că mor ca un bleg acolo. Sunt prea mulți de la hordă. Mai mult o să mor decât... Hai, cred că o să închei și aici clipul. Hai, dau unul, pe bune. Nu e un DPS. Exploration. Hai să văd ceva. Grants you 2000 honor. Cu 9 de astea. Deci poți da pe onoare. Not too bad. Asta mai încolo, încă vreau să iau... Chiar vreau să iau asta pentru Hunter. Aici avem ceva... da. O să luăm și de asta mai încolo. Hai, mă! Din toți playerii care ies, nu e unul. Trebuie să vând asta, stai un pic să... Și asta nu mai am nevoie. Acum vreau să strâng gold, să-mi cumpăr un mount. Și mai am nevoie pentru alte lucruri. Hai să ne teleportăm în Dalaran. Face boa în prostie. Cred că încheie aici clipul. Eu sunt Alex, până data viitoare, salut!